Bună ziua, oameni buni, bun găsit la Brigada Mobilă. Trebuie să discutăm, pentru că n-avem încotro. Trebuie să discutăm despre un caz care a făcut vâlvă la vremea lui, dar care a fost îngropat de către autorități. Și nu trebuie să-l lăsăm îngropat, pentru că oricând se poate întâmpla oricăruia dintre noi sau copilului oricăruia dintre noi. Este vorba de cazul Caracal. A încercat încă de atunci să ni se bage pe gât ideea că Dincă este principalul vinovat și singurul, că Dincă este un prădător sexual, un lup singuratic, singurul vinovat de toate nenorocirile care s-au întâmplat acolo în Caracal. La început am afirmat și eu, și îi spun și bună ziua cu ocazia asta, și eu și Alecu Racoviceanu, colegul meu de podcast. Vă salut! Am afirmat de la început că Dincă sigur nu este un lup singuratic. Sigur este o verigă și nu una importantă dintr-un lanț de trafic de carne vie. Mergeam atunci mai mult pe intuiție pentru că informațiile erau destul de puține. Acum avem informații în plus și asta ne întărește convingerea că Dincă, acest condamnat, care sigur că merită să stea, că e nemernic și merită să stea în pușcărie, nu este singurul vinovat și nici de cum principalul vinovat de toate nenorocirile care s-au întâmplat. Luiza Melencu. Luiza Melencu este prima dispărută. Fata care a dispărut pe 19, pe data de 19, dacă am, da, în 2019, pe 14 aprilie, pardon, a fost răpită de acest Dincă. Au început cercetările, care cercetări au bătut pasul pe loc, vă aduceți aminte, dosarul care avea inclusiv fotografia mașinii lui Dincă cu care o răpise, procurorul nu făcuse nimic, Dincă a recidivat. Uite că și după arestarea lui Dincă continuă să dispară tinere fete, inclusiv în zona aia, fără să le mai caute nimeni. Luiza Melencu nu este moartă din punct de vedere juridic. Ea nu există un certificat de deces pe numele ei. Este pusă, în schimb, la persoanele dispărute pe site-ul Ministerului de Interne. De ce spunem că de 4 ani de zile parchetul și-a bătut joc de această fată, de familia ei, vă aduceți aminte, bunicul Luizei Melencu, ce disperat era, mama ei, ce alte rude. Am fost acolo la fața locului, am vorbit cu ei. O dramă de nedescris. Ea este Luiza, cea care am vorbit cu oameni care au văzut-o în ultimile momente, când a fost luată de mașină și așa mai departe. De ce spunem că dosarul nu trebuie închis, deși autoritățile s-au străduit să facă lucrul ăsta? Am descoperit un caz absolut senzațional, Alecu. Ia să vedem, m-ai făcut curios. Hai să te fac și mai curios. Luiza Melencu a dispărut, așa cum am spus, pe data de 14 aprilie 2019, în jurul orelor 13:30. Ei bine, tot pe data de 14 aprilie 2019, între orele 13:30 și până la 19:22, de pe telefonul ei sunt date 69 de apeluri, numai puțin de 69 de apeluri, cu hârtii dovedite, lucrurile astea nu le-am scos eu din burtă. Aceste apeluri, de fapt, ce fac? Accesează căsuța vocală ca să vadă, ea avea activată căsuța vocală, ca să vadă cine a căutat. De asemenea, pe telefonul bunicului fetei apare că din când în când telefonul este activ, că se poate vorbi la el și că se și vorbește. Pe data de 18 aprilie, de exemplu, este cineva care ne dă telefon sau ai băgat tu? O sun pe doamna avocat. Da, o să avem și pe doamna avocat, pentru că dânsa și este de admirat, doamna avocat Obârșanu, este de admirat, doamna avocat se bate de 4 ani cu toate autoritățile, încercând să scoată adevărul
la lumină. Sărut mâna, doamnă avocat, sunteți în tribunal, i-ați lăsat baltă pe judecător. Da, la Curtea Supremă. La Curtea Supremă, e bine. Aveți grijă să nu mai faceți pe cineva să vă, iar să vă reclame. Nu. Doamna avocat s-a referit în termeni foarte galanți la un procuror și a fost reclamată la parchetul din Timiș. Asta a fost de altfel singura activitate în dosarul găsirii acestui telefon care, repet, după funcționare, după dispariția lui Zeimelencu, a funcționat. Doamna avocat, ca să înțelegem, eu am aici notat, spuneți-ne care este povestea, spuneți-ne dumneavoastră, deci rămăsesem la data 14 aprilie 2019. După dispariția lui Izei, mai sunt 69 de apeluri. Da, sunt 69 de apeluri date la serviciul de mesagerie vocală, însă polițiștii care au anchetat au susținut că aceste apeluri au fost date unei persoane private din județul Prahova. Și s-au dus acolo, au constatat că de fapt n-au fost date acelei persoane private, însă nu apare niciun fel de corectare în dosar. Deci noi, dacă citeam dosarul, știam că acele apeluri au fost date în altă parte. A trecut ziua respectivă, deci, la ora 19. Ca să punctez lucrul ăsta, telefonul nu mai funcționează. Mă iertați un pic, vă întrerup, ca să punctăm lucrul ăsta, că este foarte important. Acele apeluri 69, vi s-au spus, polițiștii v-au spus că au fost date din județul Prahova de către o persoană. S-au dus la acea persoană... Către județul Prahova. Către județul Prahova. Acea persoană a spus că nu are nicio legătură cu cazul și s-a dovedit că nu are nicio legătură. Răspunsul... Erau apeluri date pentru verificarea mesageriei vocale, în realitate. Deci cineva care cunoștea parola telefonului a dat apelurile către mesageria vocală. Deci telefonul era parolat? Da. Deci după dispariția lui Izei, cineva care știa parola lui Izei sau care a aflat-o în vreun fel, deci cineva care a avut legătură cu ea, că bănuiesc că parola ea o știa, a acționat împotriva, în continuare cu telefonul. Bun, spuneți-ne mai departe. După două zile încep să apară pe telefoanele cunoscuților apeluri, notificări de prezență, adică telefonul lui Izei se deschide în zone accesibile. Funcționa câteva secunde, după care se închidea, dar fără să se dea vreun apel de pe acel telefon. Și ajungem până în, acestea au fost câteva zeci, ajungem până în 26 august 2012, când telefonul bunicului, pe telefonul bunicului apare o fotografie, cu telefonul bunicului cu notificarea de prezență. După două zile, judecătorul de la Tribunalul București, care avea dosarul, solicită să identifice locația de unde porneau notificările de prezență. Soluționarea acelei dispoziții a judecătorului nu se află în dosarul de urmărire penală și am cerut-o în continuu și în fața instanței de fond de la Slatina și în fața instanței de apel și în acest dosar de tâlhărie pe care l-am inițiat atunci când, în 2020... Stați să nu le amestecăm. În 26 august era răpită deja a doua victimă? Da. Era la o lună după răpirea celei de-a doua victime. Am înțeles. Deci în cadrul cercetărilor, după ce Dincă fusese reținut... erau perchezițiile alea mamut acolo, cerneau nisipul în grădină, se cere un element despre care știu eu că e destul de comun în dosarele penale din ultimii ani, localizarea aparatului. Exact. Și traseul urmat. Și nu numai că se cere, un judecător decide să se facă lucrul ăsta. Da, se cere oficial. Deci de un judecător de la Tribunalul București. Uh-huh. Ce instituție? Modul în care a fost soluționat. Iertați-mă, ce spuneți. Instituție dă de obicei localizările astea? Da, aveți dreptate. Păi, din subordinea SRI-ului. SRI-ul, nu?
Nu, STS-ul. Da. STS-ul? Da. Acea vestită triangulație, triangulație de care am tot auzit de la Caracal încoace și înainte și după Caracal. Important este că nu s-a dat, sau poate noi nu știm, doamna avocat n-a avut acces decât la dosar. Trebuie să aibă avocatul. Nu, a avut acces doar la dosar. Nu știm dacă STS-ul a dat. Am citit dosarul miliția, procuratura. Cred că de 7 ori. Da, ele nu sunt în dosar, dar nu știm care instituție nu și-a făcut treaba sau care instituție le-a dosit. Nu știm dacă, eu nu vreau să iau partea STS-ului, că nu sunt văr cu ei. Dar nu știm dacă STS-ul a localizat și le-au dosit procurorii sau STS-ul a băgat cărtia în sertar și nici măcar n-a localizat. Mergem mai departe atunci. Vă mai dau un argument. Da, vă rog. Am ajuns în vara anului 2020. Suntem în 2019, stați un pic. Da, mă. În 27 august a spus 2019 judecătorul a dispus această localizare a telefonului. După ce tot în august, în aprilie, 19 aprilie, inclusiv apare pe telefonul bunicului. Că dumneavoastră și în iunie apare, și în mai, și în iulie. Da, și dumneavoastră vă bateți în instanță și în 27 august, dar în 27 august nu era vacanță judecătorească, adică știu că domnii judecători... Urgențele funcționează, deci pentru urgente funcționează. Dar, da? În anul înseamnă următor... Înseamnă că trebuie să le dea ceva 5.000 de euro în plus la pensie. Nu, o clipă. Dacă. În 2020, văzând că nu se face niciun fel de cercetare în dosarul de Caracal 1, da, acela care era la Slatina, i-am cerut doamnei judecător, doamna judecător, cea care a decedat, vă rog frumos, faceți solicitare la DICOT să vă comunice cum a fost soluționată cererea. Și doamna judecător a început să plângă, practic plângea. Nu mai faceți cerere în fața mea, faceți alt dosar. Așa se întâmpla pe data de 16 iunie 2020. Când doamna judecător, care a fost așa de afectată de a și murit, v-a zis plângând că să nu mai faceți astfel de cereri, că îi mototolis caracterizare. Exact. Și atunci a făcut plângere la parchetul de pe lângă judecătoria Caracal pentru tâlhărie. Stați puțin că ne ia capul. Adică un judecător vă roagă să nu mai faceți cereri? Da. Plângând? Da. Da, doamna Cotoi, Iana Cotoi. Da, e moartă, Dumnezeu s-o ierte, nu mai poate să plângă. Dar Alecu, da, ce zici de asta? Mergem mai departe. Între timp, dumneavoastră, ce semnale aveați? Răspunsul venise legat de telefon sau nu? Nu mi s-a admis absolut niciun fel de cerere privind telefonul. Aha, dar mai am o întrebare. Nici o cerere privind... În acest dosar este acuzat de viol încă un personaj. Nu la Melencu, nu. La celălalt dosar. La cealaltă victimă, pardon. Nu, dar în ce o privește pe Luiza, e acuzat Fanei. Fane e acuzat... Fane Risipițeanu... Ce o privește pe Luiza, deci este... Deci Fane Risipițeanu este acuzat că ar fi violat-o pe Luiza Melencu. Am înțeles. Sunt bun de procuror în dosarul ăsta. El a fost întrebat de acest telefon? Dacă cumva atunci l-a luat el? Nu, deci el mi-a cerut odată, zice, doamne, cereți înregistrarea. Vă rog eu mult că o să dovediți că prin înregistrarea aceea pe care au făcut-o procurorii cu ocazia audierii mele, o să dovediți că eu nu am nicio legătură, că eu nu știu cine este Luiza Melencu. Și când am cerut această înregistrare, ce credeți că acolo îi spuneau procurorii că a fost violată odată Luiza și el spunea de 2 ori. Deci el se autoincrimina. Bun. M-am uitat la diagnosticul pe care l-avea Fane Risipițeanu și avea o pierdere a capacității de intelectuale. Era foarte ușor de manipulat. Mm-hmm. Da. Doamnă, eu pe Fane, ca să vă completez, eu pe Fane Risipițeanu ăsta l-am văzut, l-am cunoscut.
atunci când stăteam în poarta lui Dincă, după dispariția Alexandrei. Risipițeanul ăsta era un pierd de vară pe acolo, îl mai trimiteam de ne cumpăra apă sau țigă. Deci el era fericit că îi rămân 2 lei restul de la sticla de apă pe care o rugam să ne o cumpere. De unde până unde risipițeanul ăsta apare în dosar ca violator? Există vreo urmă biologică, ceva, sau este vreo declarație? Cum apare asta? Că ăsta, cred că nu era în stare... niște urme biologice în... Păi ori fi fost că el se tot ducea pe la Dincă pe acolo și făcea tot felul de corvezi, tot așa, contra o bere, contra... Adică ăsta nu era în stare să treacă strada, dacă să violeze. Deci, gândiți-vă că pe pledul acela din patul unde Cică a fost violat de cele două fete, apare o urmă de la Vane Risipițeanu, care a fost cu câteva luni înainte Cică, produsă, dar nu apare nicio urmă de la Alexandra, care Cică a fost violată cu câteva ore înainte. Nici o urmă de ADN. Da, deci în camera conțirea nu este nici urmă de ADN și nici pe corpul Dincă care să provină de la Alexandra Măceșanu. Dar există dovezi, Alexandra Măceșanu ar fi fost într-o altă locație, acolo unde BCCO-ul Craiova o depistează prima dată. Da, domnul Bebe Lazar ne spune reîncălzirea ciorbei. Domnul Lazar, nu vă mai uitați că deocamdată o reîncălzim, dar o să se înfierbânte și s-ar putea să vă frigă. Eu zic să nu vă mai uitați. Dumneavoastră realizați ce spunem noi aici? Că dosarul este neînchis, ba mai mult, o să vedeți, o fractură logică a procurorului care a anchetat cazul ăsta. O fractură gravă, logică. Tocmai pentru a închide dosarul. Dar, dacă nu înțelegeți, nu vă uitați, că pierdeți timp. Da. Nu-i dramatic. Bun, mergem mai departe. Sunt programe de un an de zile, mamele. Un an de zile, plângerea mea pentru tâlhărie a fost tergiversată de la o unitate la alta de parchet. De la parchetul local Caracal, la parchetul tribunalului Olt, de la parchetul tribunalului Olt la Dicot, de la Dicot la Dicot, Pritura Centrală, și ajunge la același procuror la care, în urmă cu un an de zile, a fost dosarul Caracal. Nu au vrut să răspundă de la Dicot structura centrală niciodată de urma dosarului de tâlhărie. Bun, mergem mai departe. În iulie 2021, deci la un an după ce am făcut această plângere, iulie 2021, eu vreau să mă grăbesc să vă spun să nu mă cheme în sală, iarăși, în alta curte. Da. Haideți că mai spune 2020. Cineva că vrem să vă facem reclamă. Stimate reclamat, domn cu reclama. Doamna apare de 4 ani la televizor, nu mai are nevoie de reclamă. Se descurcă și fără noi. Da, se descurcă și fără noi. Încercăm să dăm de capul, dar să știți că este și foarte multă lume întreagă la cap care spune că da, autoritățile și-au dat cu stângul în dreptul și o să vedeți cum și-au dat cu stângul în dreptul rău de tot. Bun, hai să ținem firul. Am făcut două cereri. În vara lui 2021 aflu că dosarul este la Dicot, dosarul de tâlcărie este la Dicot All, la Dicot structura centrală. Și solicit să fie permisă participarea mea la administrarea probelor. Mi se răspunde în cele din urmă că nu mi se poate permite participarea la administrarea probelor, că nu se știe care a fost calitatea clientei mele, adică mama Luizei, în acel dosar de tâlcărie. Pentru că nu a fost audiată. Adică este o nouă modalitate de a trage de timp. Exact. Ajungem în septembrie 2021. Este audiată mama Luizei și spune, da, domnule, telefonul era parolat, este telefonul fiicei mele, vreau să știu unde a funcționat. Pentru că a funcționat acest telefon până la sfârșitul anului 2019. Și aștept iarăși. Fac iarăși cerere pentru urgentarea, contestații privind urgentarea dosarului de tâlcărie, care cerere mi se admite în februarie 2022 și se de către Tribunalul Olt și se dă termen până în martie 2023 să se soluționeze dosarul de tâlcărie. Adică vedeți că nu e reîncălzită ciorba, se judecă. Se judecă, deci asta vă spun, nu puneți mâna pe oală că vă frigeți.
Uitați-vă în altă parte. Ajungem în martie, în februarie 2023 și ce părere aveți că primesc soluția de clasare a dosarului privind tâlhăria, clasare dispusă de către DICOT, structura centrală, același procuror care l-a trimis în judecată pe Dincă pentru omor. Aici avem, după părerea mea, fractura logică cruntă. Pentru cei care, că spune cineva, domnul Nicolae Călin, tot ce arătați este doar circ pentru a hipnotiza oamenii. Domnul Călin, duceți-vă la circul unde nu se hipnotizează oamenii. Da. Este aici, pe alea circului în capăt. Sau treziți. Sau, da, încercați o cafea și vă treziți. Haideți să le explicăm, că văd că sunt unii care nu pricep. Care este fractura logică aici? Bun. Procurorul care îl trimite în judecată pe Dincă pentru omor, și Dincă este condamnat pentru omor, închide dosarul de tâlhărie, adică căutarea telefonului, închide dosarul de tâlhărie pe motiv că tâlhăria, adică luarea telefonului de la Luiza, n-a fost urmată de moartea victimei. Același procuror care spune autorul a omorât victima, a trimis în judecată și este condamnat, acum spune anul ăsta, la începutul anului ăstuia, apropo de ciorba încălzită, spune nu e de competența noastră, noi îl închidem, că nu e urmat de moartea victimei. Nu e adevărat, nu e așa. Păi cum nu e așa, doamnă? Că eu asta înțeleg. Nu, stați puțin, aveți puțină răbdare. În 2023 contest soluția de clasare dată de procurorul de la DICOT. Păi despre asta e vorba. Nu era de competența DICOT-ului să soluționeze cauza. Și mi se admite contestate și se redeschide urmărirea penală în mai 2023. Ajungem în 2023, în 18 iulie, și în 18 iulie 2023 se dau două ordonanțe. Una de schimbare a încadrării juridice din tâlhărie urmată de moartea victimei în complicitate la trafic de persoane urmată de moartea victimei. Ascultați-mă puțin aici. Da. Fac plângere împotriva acestor două ordonanțe și după ce inițial mi se respinge plângerea la DICOT, structura centrală, în toamna lui 2023 mi se admite plângerea și tribunalul Olt spune, domne, ce probe s-au făcut ca să schimbați și încadrarea juridică și să dați și clasare. Și zic, singura probă din dosar este plângerea împotriva mea când am făcut pe procuror Bou. Asta e singurul act făcut. Asta, mă rog, e problema dumneavoastră, o rezolvați cu barou de la Tibis. Aveți puțină răbdare, e așa cum am cercetare. Bun. Și atunci judecătoarea mi-admite plângerea împotriva soluției de clasare și trimite înapoi la structura centrală. Ajungem în decembrie 2023, data la care domnul procuror este avansat ca șef al structurii antiterorism. Să trăiți! Noroc că nu ne atacă teroriștii! Și atunci ce credeți că face acel domn procuror celebru? Din dosarul Caracal și apoi din dosarul de tâlhărie. Schimbă încadrarea juridică din tâlhărie urmată de moartea victimei, trafic de persoane urmată de moartea victimei, în tâlhărie neurmată de moartea victimei, deci zice că nu este urmată acum în decembrie 2023 și mă trimite înapoi la parchetul de pe lângă judecătoria Caracal, unde m-am adresat eu acum 4 ani. Adică v-ați întors de unde ați plecat? De unde am plecat? În urmă, da, cu 4 ani de zile. Mai lămuriți-mi un element. Cum rezolvă problema obiectelor victimei Luiza Melencu procurorul în dosarul de trafic de persoane, omor și profanare de cadavre? Nu rezolvă nimic, nu. Adică nu spune ce s-a întâmplat cu lucrurile? Ce s-a întâmplat cu lucrurile? Nimic. Lănțișorul acela, nici măcar lănțișorul Luizei, acela despre care se rugau procurorii să recunoască familia Luizei, nu se asemăna absolut deloc cu adevăratul lănțișor al Luizei. Lănțișorul Luizei era unul produs în America, iar lănțișorul găsit în casa lui Dincă era unul turcesc.
Păi, lănțișorul găsit în casa lui Dincă era un cumpărat din Turcia, nu, din America produs în Turcia. Da. Domnul avocat, vă întreb ca să nu vă cheme în sală și să vă fac reclamă, cum spune un domn de aici. Domnul, nu apelați la doamna, nu apelați la doamna avocat. Dacă credeți că îi facem reclamă, nu apelați, noi nici eu. E foarte simplu. Noi ne-am obișnuit așa să criticăm, domnule, de-aia e capitalism. Îți place? Iei, te uiți. Ca la piață, cumperi. Nu-ți place? Nu te uiți. Nici nu jignești, nici eu dacă mă duc și găsesc la piață niște ridichi scofălcite, nu le-au la șuturi pe vânzători sau la înjurături. Mă duc la taraba de alături, unde are ridichii care îmi plac. Așa e și la... Dar noi încă mai avem niște tare. Deci, ce să vă spun? Eu, părerea mea este că în înțelegere procurorul cu Dincă și cu anumite elemente au încercat, de fapt, altceva. Ei au încercat să tragă de timp. De ce, doamnă? De... Că este evident că au tras de timp. Odată ce după 4 ani vă găsiți practic în punctul zero de unde ați plecat după răpire. De ce au tras de timp procurorii, deci angajați ai statului, care după cum ați văzut, avem cazul celebru al lui Caratistul ăsta, mă, cum îl cheamă, Alecu. Care, mă? Caratistul de ieșit la pensie la 40 de ani acum. Numai. Dacă dumneavoastră, în dosarul Caracal. Așa, deci spun... ăsta e și cu 5.000 de euro. De ce, doamna, au tras de timp procurorii? Că este evident că au tras de timp. Au plimbat, v-au plimbat cu dosarul, declinându-și competențe și răscompetențe. Eu am aici, de la dumneavoastră, întreaga listă pe date, pe ore, toate demersurile care le-ați făcut și toate plimbările pe, v-au trimis de colo. De fapt, în continuare, mai am câteva termene. De ce, doamnă, de ce s-a întâmplat lucrul ăsta? Am înțeles, va plimba 4 ani de zi. Curtea de apel Craiova, deci Curtea de apel Craiova, în motivarea încheierii prin care mi s-au respins toate cererile privind localizarea telefonului Luizei, știți cum motivează? Numai pe doamna Ubărșanu o interesează locația unde ar putea fi fetele, instanța este preocupată de condamnarea lui Dincă. Cum stați un pic? Stați că ne-a deci asta am pierdut firul. Stați un pic, aici ne-ați pierdut. Cum adică nu e, instanța este preocupată doar de condamnarea lui Dincă? Au scris ei negru pe alb așa ceva? Așa scrie pe hotărâre. Dom'le, merită pensiile. Pe cuvântul meu. Ăsta are 5.000 de euro. Cum îl cheamă, mă, frate? Când scapă numele. Vă rog. Dănileț. Dănileț a ieșit la pensie până în 50 de ani, 40 ceva de ani. Avea cu 5.000 de euro. Cred că și ăștia or să iasă la pensie. Bine, că dacă mai plimbă odată dosarul 4 ani, fac vârsta de pensie. Cred că au 30 de ani acum. Vârstă, 30-30. Știți că judecătorul acesta care a scris această motivare, că numai pe mine mă interesează, nu interesează și pe instanță localizarea victimelor. Câți ani are? Eu mai fi date și din celelalte dosare care privesc polițiștii. Pe acolo să știți că sunt niște dovezi care pun sub semnul întrebării locația unde a putut fi Alexandra. Iasă, adică cum? Stați un pic că aici chiar începeți de am să vă spun cum. Vesel. Am rapoartele de expertiză din care rezultă că probele care se refereau la camera lui, acolo unde a fost violată Alexandra în data de 24-25, au fost retrase de către procuror sigilate. Așa. Deci de acolo au fost retrase. Dacă vă duceți acum în casa lui Dincă, veți găsi saci cu probe cu antetul poliției române. Au fost abandonate acolo probele. Păi stați un pic, că în casa lui Dincă, de la un anumit interval de timp când s-au ridicat alea, poliția nu treceți, au putut să intre rudele, cine a vrut și cine n-a vrut. Adică probele alea puteau să dispară sunt foarte bine. Sunt saci întregi cu probe. Încă mai sunt? Dacă proștii știți au fost care mai e statutul acestei case? Erau acolo, staci întregi. Proștii au fost aia care le-au lăsat. Că eu am văzut că din prima zi când cercetau în curte după dispariția Alexandrei,
Mâncau pizza și fumau. Eu n-am înțeles. Adică am vrut să le stric peste gard. Băi, mâncau varta. Iar sus, acolo unde se spune că a ținut-o... Nu sus, jos. Nu, pe Luiza. Nu, Alexandra. Jos. Când a urcat în podul ăla, pe scara aia, care se vedea de afară, unul singur era în combinezon. Și ăla cred că era de la circ. Că restul erau îmbrăcați toți, cred că filmau ceva pe acolo. Restul erau toți îmbrăcați cu ce veniseră de acasă, de la Dar mama. Dar camera aia în care se spune la subsol că o pregătise pentru a deveni carceră pentru fete... Nu era cameră. Nu era nicio cameră la subsol. Dar ce era? Nu era. Eu n-am văzut. Nu era cameră. Deci acolo se zice că a fost legată... Deci acolo cică a fost legată Luiza și în data de 24-25 a fost legată Alexandra de pat. Dar urmele biologice de pe marginea patului au fost cerute înapoi neexpertizate. Și când am întrebat unde sunt probele, sunt distruse. Deci din 40 de probe, plicuri cu probe pe care le-au ridicat de acolo și au fost trimise într-un lot la expertiză la INE, doar 4 au fost expertizate, restul au fost conform dispozițiilor primite, așa spune expertul. Conform dispozițiilor primite, am restituit plicurile intacte. Mm-hmm. Mă întreabă cineva... Deci, mă întreabă cineva da. De ce segment, de ce mă cert cu cei de pe chat. Nu mă cert. Tocmai asta vreau, să nu ne certăm. Da, să rămânem, să ne despărțim prieteni. Să ne despărțim prieteni. Eu îi învăț să nu piardă timpul. Dacă nu înțeleg ce vorbim noi aici, nu e supărare. Rămâne pentru... Să știți că sunt și foarte mulți oameni Domnule, care... Mai aveți, după atâția ani, vreun semn legat de acel telefon, adică dincolo de luna august, de când ați spus atunci? Nu, pentru că din luna decembrie n-a mai fost valabil abonamentul. Decembrie 2020. 2019. 2019 a încetat abonamentul și prin urmare telefonul aprilie, a fost repartit. Între aprilie și decembrie 2019 au fost permanent astfel de semne Da. Notificări de prezență, așa se numesc. Notificări de prezență. Nu mă pricep chiar așa ca STS-ul, dar oricum încerc să înțeleg ce spuneți. Da. Domnul Nicolae Călin, că apropo de demersurile făcute, domnul Nicolae Călin mă întreabă că dacă tot am fost acolo și dacă i-am filmat, de ce nu i-am dat în judecată? Domnul Călin, rolul meu este... Eu sunt jurnalist. Rolul meu este să informez. Și am informat că unii bezmetici, ziși criminaliști, stricau probe și umblau aiurea acolo. Ar fi trebuit să se sesizeze, să se autosesizeze organele de stat. Eu nu sunt... Eu eram ziarist acolo, nu? Nu eram anchetator sau din partea familiei să spun că ancheta se desfășoară prost. Eu am informat opinia publică că ancheta se desfășoară prost. Da. Ei, problema este că am încercat o altă metodă. Am făcut acea plângere pentru dispariție, după care am încercat o altă metodă. Metoda aceea pe care am încercat-o, la ce credeți că s-a referit? Am făcut demersuri pe lângă Parlament să soluționeze mai repede, să se voteze mai repede legea dispariților. Și am aflat că de 2 ani de zile legea dispariției persoanei este blocată în sertarele Camerei Senatului. Ce care ar fi cea mai ardentă mențiune în legile astea, în legea asta? La ora actuală, dacă dispare o persoană, constituie un dosar de dispariție care nu este accesibil familiei și nu există cale de atac. De exemplu, fetița aceea, Geneș Mihaela, care a dispărut acum 25 de ani din Caracal, am fost cu tatăl ei la poliție să verificăm ce acte de urmărire, de căutare a fetei s-au făcut. Și mi-a zis că este strict secret. În legea aceasta există un paragraf care spune că poți să faci plângere în fața procurorului.
în fața judecătorului, după aceea, dacă, ca să poți și să ai acces la actele de cercetare, de căutare. E, pe domnii parlamentari nu interesează. Am încercat la toate forurile, la toți reprezentanții, la toate partidele, și la AUR, și la PSD, și la toți la care am avut acces. M-au tratat cu hai sictir. Înțeles. Da, eu de tot... când e inițiată legea? Nici n-am știut de ea, de 2 ani. Este un PLX-600, este inițiat din 2021, cred că. A trecut de Camera Deputaților și a ajuns la Senat. Bănuiesc că a trecut prin adoptare tacită, că n-am auzit vreodată. Da. Nu, a fost adoptată, este inițiată de guvern. Inițiată de guvern? Și blocată. Da. Doamna avocat, să revenim la nedumerirea mea. Da. Sunt totuși nedumerit. V-au plimbat de la un parchet la altul, de la structuri centrale la structurile din piața centrală, 4 ani de zile. V-au plimbat niște funcționari ai statului. Da. Ăștia n-au făcut-o de proști. Ăștia au făcut-o pentru că așa trebuia, după părerea mea. Adică statul, prin funcționarii lui, procurori în recte, s-au opus aflării adevărului. Eu asta înțeleg. Da. Au ascuns probele. În afară de faptul. Să știți că sunt ascunse probele. Și totuși, după 4 ani de zile, ne-am lămurit unde a fost, că este clar, sunt probe că a fost folosit telefonul după dispariția lui Izei Melencu. După 4 ani de zile, apropo de ciorba reîncălzită, că tot ce lumea zice cine, să știți că sunt foarte mulți oameni care empatizează și care plâng, deplâng soarta celor două fete și înțeleg durerea din sufletul părinților, chiar îi apostrofează pe cei care mai fac mișto pe aici, că sunt și ei părinți și da, să dea Dumnezeu să nu vi se întâmple așa ceva. Să primiți cumva, dacă aveți vreo fată, să primiți vreun telefon de la o voce anonimă să vă spună că tocmai s-a măritat și pleacă în Belgia. Trebuie să intru în sală. Vă mulțumim frumos. Ne iertați că v-am făcut reclamă. Ne iertați că v-am făcut reclamă. Alecu, hai să ne dumirim. Hai să ne dumirim. Telefonul ăsta a dispărut, cum am spus, pe 19. Pe 16 aprilie. Când a dispărut lui Iza Melencu. El a dispărut în niște condiții, că dacă tot îmi spunea domnul Călin că dacă am fost acolo, azi vă spun că am fost și dacă am luat ginkgo biloba, mai țin și minte, de acum 4 ani. Din prima mi-a sărit în ochi un lucru. Dincă spune așa, la reconstituire, a luat-o cu mașina de undeva de dincolo de Caracal, ea stând în comuna Radomir, care este dincoace de Caracal, cum ar veni. La vreo 4-5 km. Deci a luat-o cu mașina, a traversat Caracalul. Traversând Caracalul, a trecut pe strada Craiovei, adică fix prin fața casei lui, și a tras într-o parcare, care era între Caracal și Radomir, înainte de intersecția aia mare care face la stânga către Alexandrie. Mie mi s-a părut ciudat, după care spune, da, am lovit-o, am bruscat-o, am... Legat-o, am dus. Am legat-o, mi-a trecut mie pe-n cap să o violez, am întors mașina și m-am dus acasă la mine unde am sechestrat. Mi-a sunat ciudat, adică treci cu ea către Radomir, deci către destinația. Ideea îți vine mai târziu. Și îți vine mai târziu, trecând chiar prin poarta casei tale. Poate asta gândea mai greu, compila mai greu. Așa, bă, bun, acolo, ca și în condițiile astea a dispărut telefonul. Acolo el spune că lovind-o pe Luiza, alegând-o nu știu ce, s-a pierdut telefonul pe câmp. Acum câmpul e mare lângă, dar este drept, adică nu sunt văgăuni, nu sunt peșteri, nu sunt să se ascundă, să... e câmpul plat. A fost căutat telefonul, nu l-a găsit. Nu a găsit nimeni telefonul respectiv. A fost căutat, s-au făcut lanț de trăgători, au periat pe acolo. N-au găsit nimic în locul ăla. Nu l-au găsit nici acasă.
Doamna avocat vine și cu probe, spune că telefonul funcționa. Cum se face că telefonul cartela, dispare? Cartela funcționa. Cartela. Păi bun, dacă au luat cartela, măcar găseau carcasa telefonului, nu? Cine s-o fi luat de așa, și să-l folosească de așa natură să-l acopere pe dincă? Adică asta, să cauți mesaje, să... E, aia e. Este o diversiune povestea asta cu telefonul? Faptul că se dau telefoane, că apare... Bunicul a făcut și captură de ecran cu telefonul lui Izei funcțional în... este la dosar. Am văzut. Bunicul lui Izei, care a fost, după părerea, cel mai afectat de dispariția nepoții, care stătea la el, avea camera ei, camera rămăsese exact intactă, intactă exact cum o lăsase când plecase. Eu am găsit, ca să vedeți ce anchetă năpraznică, și să mă laud. Așa năpraznică au făcut ancheta încât nu găsiseră la vreo 3 săptămâni, o lună, de la dispariția celei de-a doua victime, a Alexandrei, nu găsiseră omul care văzuse ultima, o văzuse ultima oară pe Luiza plecând din Radomir către Caracal. Și care nu era departe, și care nu era greu de găsit. Eu l-am găsit. Adică nu era unul, se ascundea în munți. Nici nu se ascundea în munți și omul nici nu vrea să zică că n-are legătură cu cazul, nu. Omul mi-a zis tot ce a văzut, ce mașină a luat-o, cum a întors mașina după ea, cum a luat-o, cum a plecat altă mașină după ea. Adică, practic, a fost pus la cale, oarecum, răpirea asta, pusă la cale. Din ce descrie omul respectiv, nu-l întrebase nimeni. Absolut nimeni nu-l întrebase. Dar revin la acest nenorocit de telefon care este... Bântuit, ce dovedește el? Că Luiza mai era în viață sau nu? Dacă Luiza era în viață și avea în continuare în posesie acest telefon, cred că ar fi încercat totuși să sune pe cineva cunoscut, nu să-și verifice cutia poștală. Încep să mă uimești. Deci, telefonul nu era în posesia Luizei, ci în posesia altcuiva. Altcuiva. Altcuiva care o cunoștea pe Luiza din vreme ce îi luase cineva, telefonul. Dacă cineva găsește un telefon jos. Da. Și își dorește să-l păstreze, încălcând regula din BD, aia, ce facem dacă nu găsim pe jos. Atunci ar fi aruncat cartela și ar fi păstrat telefonul. Normal. Că nu cred că o cartelă. Se bucura de câteva minute ce mai avea conversații de făcut, riscând să fie prins. Dacă cineva a găsit o cartelă, vrea să o folosească, nu să asculte mesajele altcuiva. Perfect adevărat. Mai ales că telefonul, ți-aduc aminte, telefonul era codat. Adică avea un cod ca să-l poți porni. Da. O parolă, pardon. Avea o parolă ca să-l poți porni. Deci, și este vorba de zile în șir. Adică telefonul a fost inclusiv pus la încărcat. Sunt luni în șir. Și nu ține... STS-ul putea căuta atât aparatul cât și cartela prin e-mail și prin codul PUC. Adică prin e-mail putea căuta aparatul, da, și prin codul PUC putea căuta cartela. Dar ce crezi tu? De ce? Deci putea. Este cineva atât de prost? E plin de dosare penale. E plin de dosare penale în care traseul celor urmăriți este refăcut prin urmele, prin urmele lăsate pe lângă antene, de telefoane, nu de... Nu mai devreme de acum 4 zile. Am fost la fața locului prin Mărăcinea pe acolo, am dat pe antena 3. Acea doctoriță, medic, stomatolog, a fost localizată cu aparat. După telefon a fost localizată. Nu răspundea la telefon, a fost localizată, după aceea cu câinele de urmă au găsit-o la vreo 500 de metri de mașină. Dar au găsit-o, adică repede. După ce s-a anunțat dispariția, a fost găsită repede. Acum aici, de ce 4 ani de zile? Deci dacă nu vreau să încarc telespectatorii cu sarabanda asta a plimbării dosarului.
Eu am aici toată cronologia, te-ai cu mine de cap. Și niște motivații dintre astea, puierile, adică, domnule, nu e de competența noastră, deoarece noi nu anchetăm femei. Mergeți ca la WC-ul, mergeți unde scrie alături, femei. Mergeți alături. De, niște motivații dintre astea. De ce plimbă ăștia? Două lucruri ale cu le-aș vrea să lămurim. Cu cimitirul nevaccinaților încă n-am lămurit, dar s-ar putea să lămurim anul ăsta. Cam cum a fost cu pandemia. Te întreb două lucruri care aș vrea să le lămurim. Folosirea telefonului a fost o diversiune sau este absolut întâmplătoare și n-are legătură cu cazul? Să știi că încă din momentul în care a fost reținut Dincă și s-a aflat că ambele familii primiseră apeluri în care le se spunea fata voastră s-a căsătorit, a câștigat la lot, a plecat, asta a amintit de o modalitate folosită de grupările de crimă organizată pentru a amorți vigilența aparținătorilor fetelor dispărute, fie prin răpire, fie prin metode lover-boy. Deci asta nu este o metodă pe care o folosește în mod normal un om. Adică el trebuie să fie avut legătură cu astfel de rețele dinainte. A fost și motivul pentru care încă din prima clipă am zis că acest caz Caracal nu se va stinge foarte ușor. S-a stins foarte ușor. Mie nu mi se pare. Atâta timp cât încă vorbim și doar un singur telespectator ne înjură, eu nu cred că e stins chiar atât de... Păi nu, s-a stins ușor din partea autorităților. S-a stins ușor exact cu ceea ce spuneam noi, dacă ți-aduci aminte, acum 4 ani de zile, Dincă nu este un lup singuratic, ceea ce vreți să ne băgați pe gât. Dacă ți-aduci aminte... Adică după... în jurul lui, mai există persoane care aveau legătură cu crima organizată în modalitatea de manifestare a prostituției. Pot să merg mai departe și să spun că aceste persoane erau și protejate de organe ale statului? Poți, dar... Păi să plimbă un nenorocit de telefon, localizarea unui amărât de telefon, 4 ani. Din tribunal în tribunal, din parchet în parchet. Mi-aduc aminte, eram cu Dan Diaconescu la UTV și a pierdut telefon. El a furat, de fapt. El a furat telefon. Bă, a venit, a făcut reclamație, mă rog, fiind Diaconescu la ora aia, a venit un flăcău cu o gentuță, a bătut nu știu ce la aia. Telefon. L-a găsit sub o căpiță de fân. Instantan, ce mult a durat drumul până acolo. Nu că, ca să-l găsească. Și tu 4 ani de zile... Dar unde vrei să-l găsești? Într-un muzeu? Da. După 4 ani de zile, te întreb, după 4 ani de zile, într-un caz care răscolește toată România, tu nu faci un lucru atât de simplu, care în alte dosare s-a făcut. Și răsfăcut. Da. Făcut și răsfăcut, dau din nou exemplu, de acum câteva zile. Imediat au găsit. Dă-mi voie să-mi iau o privire inteligentă, să afirm clar, nu pricep. Nu pricep, nu are nicio logică. Nu are nicio logică. Că până la urmă, dacă e frământat în așa hal să închidă dosarul ăsta, puteau să găsească orice explicație tehnică. Puteau să găsească absolut orice explicație. Păi aia că au căutat explicații tehnice și s-a ales praful de ele. De la arsul în butoi până la oasele alea care până la urmă au fost plantate în pădure acolo. Alea descoperite după... Descoperite după arest, multă vreme. Da, după vreo 3 săptămâni de arest. Dar cum îți explici că în prima, chiar, a doua zi, cred, primul avocat din oficiu al lui Dincă. Dincă a avut, deși avea bani, avea numai avocați din oficiu. Da. Dresați... Mi-l amintesc. Dresați că tot a zis cineva că e circ. E adevărat. Domne avocați fac parte din... aia, din manej de acolo care se urcă pe trapez când le spune dresorul. Domnul avocat a ieșit și a spus da, a recunoscut. Ți-aduce aminte și cu recunoașterea cum a fost. Dincă a zis că el nu vorbește decât în fața unui polițist de la București. Un anume polițist. Un anume polițist care întâmplător era din Caracal și era sfârșit de săptămână și omul era la un șpriț la Neamuri acolo. Să nu spui mie că știa Dincă că polițistul nu știu care din București venise să facă un grătar cu vărsul în Caracal. Că nu cred. A venit acel polițist și Dincă
i-a mărturisit, a zis, bă, voi proștilor din Calacal, Valea, al de pistol și ai alții, apropo, toți care au participat la dosarul Caracal, au fost avansați. Toți sunt avansați. Foarte bine. Toți care au făcut praf dosarul, foarte bine, foarte au fost bine. Avansați. Eu zic că e bine. Da. Eu zic unde că... au fost cercetați? A ieșit un... Nici n-au fost cercetați. Foarte bine că au fost avansați. De-aia suntem competenți acum. De-aia se întâmplă ce se întâmplă cu drogurile. De-aia se întâmplă ce se întâmplă cu violența în stradă. De-aia se omoară în fața cârciumii cu macetele. Pentru că acești competenți... Și de-aia se întâmplă porcării cum este cea de la, de la școala Titulescu. A, de asta o să trebuiască să vorbim separat. Și uite, mai îmi sugerează cineva, deși aici l-aș contrazice pe telespectator. Este vorba despre asasinatul din parcul de la Craiova. A fost înfățișare zilele trecute. Spune că totuși... tânărul care spune că nu suferea să vadă fețe fericite. Fețe fericite. Ne că sugerează mai mult. Se poate scrie o carte profund sociologică despre România. Ne spun mai mulți oameni din Craiova că bine ar fi de cercetat cazul ăla mai serios decât un simplu flăcău care a trecut pe acolo și nevrând să... E prea simplu. Iar pe mine, poate că am îmbătrânit eu. Când nu este nu ceva... se vede, dar... Se vede, se vede, spune. Dacă încep să merg pe aici, se vede. Vreau să spun că am început atunci când lucrurile sunt mult prea simple și prea să rezolvă așa, hocus pocus, am venit la fața locului, ne-am uitat în jur, am văzut cadavru, are o rană în piept, l-am văzut pe Vasilică cu două urme de sânge, Vasile, gata, am rezolvat cazul, pa la revedere. Spun, mie, sau dacă mie... nu e Vasilică, s-a sinucis cadavru. Mie întotdeauna mi-au plăcut în cazurile mari de crimă soluțiile simple, pentru că, de fapt, ele ascund niște mecanisme foarte, foarte complicate. O expertiză psihiatrică serioasă asupra acestui tânăr. Îți spun, cazul ăla ascunde o carte. Cazul ăla ascunde un roman. Ce, despre care vorbești? Craiova. Despre Craiova. Așa cred și eu. Cred că este mai complicat decât un flăcău care a trecut pe lângă echipajul de poliție, s-a salutat, a zis ce zi minunată, s-a dus după aia în parc, a mirosit magnolia și după aia le-a luat gâtul. Nu cred. E mult prea simplu. Iar la Craiova mai avem antecedente crunte. Dar revenim la Caracal. Adică dacă revenim la Craiova, sigur că vorbim de la Caracal, sigur că vorbim de Craiova. Că s-a plimbat și pe acolo dosarul. Deci dosarul ăsta mai avea puțin și se plimba pe la Cluj, pe la Sighetul Marmației, pe la Râmnicu Sărat. Ziua aia de așteptare după ce copilul a sunat la 112 este una dintre cele mai negre pete pe obrazul anchetelor românești. Ziua aia este una dintre cele mai negre pete de pe obrazul anchetelor românești. Iar explicația oferită apoi de sentința definitivă că între telefon, căutări, undeva se ridica fumul ăla când el incinera cadavru, este iar tulburătoare. Nu se ridica niciun fum. Nu se ridică. Nimeni n-a văzut nici urmă de fum, nimeni n-a mirosit. Miros n-a simțit. Absolut, nimic. Am vorbit cu trei sferturi din stradă atunci, chiar vis-a-vis, peste drum de dincă. Acolo mai și stăteam că avea și un mic bufet dintre ăsta, mai avea apă rece, că era foarte cald. Vis-a-vis este o spălătorie de mașini, unde tot timpul e cineva, chiar dacă nu se spală o mașină. Erau doi angajați. Da. Care stau acolo să spele mașina. Nu mai spun că este o stradă foarte circulată. Este aproape de ieșirea către Craiova, o șosea extrem de circulată. Nimeni din vecini, absolut nimeni, chiar vecinii care sunt gard în gard și care au fost foarte de treabă după ce miliția a văzut că ne băgăm nasul pe acolo, oamenii ne-au lăsat, ne-au pus banda aia de nu mai puteam filma peste gard, da. Oamenii ne-au lăsat pe stâlpul din curtea lor să punem o scară și să ne urcăm să putem filma. N-aveam drone pe vreme. Acum am avut drone, că
uite, sări de la una la alta la cazul ferma dacilor, nu știau cum să ne alunge dacă se poate, nu peste munți, să ne arunce peste munții Bucegi, undeva în Ardeal, ca să nu stăm acolo aproape. I-am spus unui domn... S-a terminat, mă, procesul ăla cu dacă să-i cerceteze sau nu pe pompieri? Nu. Nu, nu se putea. Păi s-au luat de mine când am scris ușurel că o tot amână. Nu, o să-i cerceteze. Încă nu știu. Asta nu, iarăși nu înțeleg. Și deja intrăm într-o temă gravă, plecând de la cazul Caracal. Despre aceste amânări și tergiversări, despre aceste complicități ale statului. Domnule, eu nu zic că pompierii sunt vinovați sau nevinovați. Dar lasă-i, mă, frate, să fie cercetați. Se cercetează patru astfel de locații care ar fi fost supravegheate de ISU. Și, adică nu e... Nici măcar nu-i ferma dacilor punctul central în... Exact. Domnule, pompierii aia doi, femeia aia care a fost văzută, care era inspector, pompierița aia, care a fost văzută de către colegi cu un carton de vin. Păi în jur sunt 14 crame. Putea să ia cartonul ăla de vin de oriunde. Ei au văzut-o în curte la unitate că descărca din mașina de serviciu un carton de vin, presupus a fi luat șpagă de la dincă. E o zonă viticolă acolo. Puteați găsească cartonul ăla de vin dacă pe jos. Dacă filmau mașinile în anii 90 la evenimentul zilei legat de cartoane de vin. Nu, dar vreau să spun, deci, femeia puteați găsească... Nu țin, eu... Tocmai am zis de la început că iarăși mă sunt deștept. Ori să se tergiverseze. Dom'le, ce rău sunt alții mai presus de lege? Ce rău să fie anchetați? Deci deocamdată noi nu vorbim de anchetă. Nu vorbim dacă sunt vinovați sau nu. Nu. Vorbim dacă le dăm voie să fie anchetați sau nu. Adică dacă îi deranjăm cumva pe domnii care sunt și ei părtași la nenorocirea care s-a întâmplat acolo. Că altfel au jucat hora veseliei, fără să plătească. La șumhanul dacilor ăsta la... Ia vezi, ai mai găsit? Nu, de găsit găsesc oameni care spun lucruri foarte interesante. Mă rog, foarte mult empatizează, ți-am spus. Sunt de acord că nu trebuie cazul să fie închis. Să fie lăsat uitării, da. Să nu fie lăsat uitării, sunt foarte multe doamne... Eu cred că acest caz nu trebuie lăsat uitării pentru că eu simt că încă avem foarte mult de învățat din el. Nu numai de învățat, mai sunt și foarte mulți care trebuie să răspundă pentru asta. Avem foarte multe de învățat. Adică îl avem pe polițistul pistol, poate oamenii au mai uitat între timp. Îl avem pe polițistul pistol care primește indicațiile pe care le-a dat fata și care este de acolo, din cartier, casa părinților lui, e la câteva case de dinc. Este caracalean, nu se putea... Eu dacă mă duc în Brăila și îmi spune cineva, domnule, sunt răpit în cartierul Chercea, nu o să mă duc în cartierul Radu Negru. Da. În partea aia a orașului sau în Brăilița peste pot să-mi fure calul de la... să taie gâtul calului, să-i fure clopotul. Mă duc în Chercea. Că știu unde este. Am copilărit în zonă. Ne băteam cu aia când eram mici. Dacă îmi spune că e în Lacul Dulce, mă duc la Lacul Dulce, nu mă duc la Lacul Sărat. Păi ăsta în caracalul ăla care față de Brăila nu e nici cât un cartier, nu știe când fata îi descrie, sunt în cartierul cu tare, îl și descrie, am trecut pe lângă un dig, e singurul loc unde există dig în Caracal. Se zice în partea aia, nu-l întreabă nimeni. Și vă mai dau încă zeci, sute de exemple. Șeful poliției. Păi șeful poliției cu nevastă sa, care nevasta era șefă de post, dacă ați mai pomenit, comisar șef, adică colonel, da, șef de post. Îți dai seama cât postul era acolo, dacă trebuie să fie un colonel comandant? E, doamna colonel divorțase formal de soț, pentru că nu puteau, erau incompatibili, nu știu, da, cum se numește exact. Și atunci divorțase, ei locuiau împreună, fără nicio bine, locuiau împreună într-o vilă și aia cu cântec. Și în secunda în care a izbucnit scandalul Caracal, au ieșit la pensii, amândoi. Doamna fiind șefă de post în comuna de unde dispăruse Alexandra Maceșanu, iar domnul șef de poliție, nici nu mai știu cum dracu îl cheamă,
Atenție, el e din comuna Vișina. E, ăștia cu vișinele, că toți, cam toți de acolo, sunt proprietari de câte o vișină. Sunt din comuna Vișina. De ce vor fi ei promovați pe criteriul Vișina? Am aflat, da? Ne trebuie și probe. Au ieșit la pensie amândoi. Știi cât au pensie împreună? 4.000, 5.000. Cât Dănileț? Aia, deci vezi, totuși. Da, Dănileț, altceva. Deci 5.000 de euro aproape. Au împreună 5.000 de euro pentru că au luptat pentru dreptate și adevăr și au apărat cetățenii din Caraca. Au mai dispărut parte din ei, da? Acum ne luăm din asta. Ce se întâmplă? Deci, unu, tu zici că n-ai niciun răspuns la această întrebare. A fost o diversiune sau cineva... Diversiune ca să ce? A umblat aiurea. Nu știu. Suma de a întreb, că dacă știam, nu răspundeam singur. Îi rog pe cei care se uită la noi, că sunt foarte mulți care ne spun lucruri foarte interesante. În afară de ciorba încălzită și... V-ați fript cu ciorba, apropo, ați gustat din ea? Domnul... Nu mai știu cum vă numai. Domnul cu smântână. Domnul cu ciorba. Păi, suflați un pic în lingură sau închideți aragazul. Vi se pare că e ciorbă reîncălzită, că în 2014, după 4 ani de zile, o chestiune esențială, telefonul uneia dintre victime, se plimbă dosarul de colo-colo și a ajuns în același punct de unde a plecat? Mi se pare reîncălzită ciorba? Mie mi se pare fierbinte, a dracu de fierbinte. Adică mi-e și frică să gust din ea. Nu că mi-ar fi frică. Dar al doilea lucru, Alecu. Printre ultimele lucruri. Printre ultimele, de ce? Pe mine mă așteaptă spitalul azi, pe tine tocmai mâine. Recuperarea. Ziceți, de unde știi că mâine mă așteaptă spitalul, scampalit, așa? Par suferind? Mă uit în ochii tăi ca în analize. Păi când mi-am făcut ultimele analize, când a venit doamna asistentă cu ele, s-a uitat în analize, s-a uitat la mine, s-a mai uitat în analize odată și a bușit o plâns. Să nu vorbim de analize. Dar mă gândesc, chiar așa? Sunt palid? Da. Mai eram cu un prieten la Cârciumă odată și ospătarul, vrând să fie foarte amabil și să ne facă o seară romantică, ce-o fi crezut despre noi, nu știu, dar noi dormisem în aceeași cameră în facultate și aveam posibilitatea când eram mici, acum era târziu. I-a zis să aprind lumânarea de pe masă, la care prietenul meu zice, da, de ce ne vezi mai palizi așa la față, ce ai cu lumânarea? Alecu, cred că Manu, că eu n-am ceas aici. Suntem în grafic. Suntem în grafic. Ce să zic, avem foarte multe lucruri. Nu le-am citit pentru că am vrut să o las pe doamna Obârșanu să ne spună și dânsa a făcut un rezumat. Eu am aici un caiet în față, pe zile, pe ore, toată sarabanda asta apelurilor și apelurile și toată plimbarea asta a dosarului, toate reclamațiile pe care le-a făcut doamna avocat. Vedeți că nici nu-i mai pronunț numele ca să nu se spună că îi fac reclamă. Dacă vreți, la ce vreți să facem reclamă? Hai să facem reclamă la ceva, Alecu. Un energizant ajută dacă ne un energizant am văzut că ajută. Da. Noi doi. Am văzut un energizant ajută. Adică aveți grijă cu energizantul când vă duceți pe terenul de sport sau că e bun și cu energizantul. Trăim într-o lume din ce în ce mai bizară. Eu spun sincer, aștept să-mi fac o idee despre cazul Nicolae Titulescu. Mi-e groază însă de altceva. În urmă cu o săptămână ne cafteam între noi pentru macarena aia. N-am participat. Bătălia asta e ratată. Da, am ratat-o, eram la analize. Erai la analize. Da, și mie când îmi ia sângele și nu pot să dansez macarena, nici vorbă. Și vezi cum furtunile astea dispar într-o zi, două.
Și multe din ele e bine că dispar. Adică dă-le încolo, că nu ne onorează că ne-am certat pentru așa ceva. Dar mi-e teamă că în dispariția asta de furtuni dispar și lucrurile importante. Iar școala Titulescu este un lucru important. Și vom urla 2-3 zile și apoi vom uita. Cum s-a întâmplat în multe, multe alte cazuri. Vreau să spun că mă așteptam să aibă oamenii să fie extrem de interesați. Nu. Adică au fost, dar nu pe măsura în care mă așteptam eu. După părerea mea s-a întâmplat o chestiune extrem, extrem de gravă acum vreo lună și ceva, în județul Sibiu, unde tavanul, în timpul școlii, a căzut peste copii. Unii au ajuns la spital. Odorheiu Secuiesc, în continuare, nu știu... Odorheiu Secuiesc, le-a căzut căminul în cap. Doi copii au murit. Chestiunea cu tavanele care cad, cu școlile care abia se ține, dezmembrează, da. Care se dezmembrează, s-a mai întâmplat. Din fericire... Carnea se desprinde de pe oase. Din fericire, precedentele întâmplări s-au petrecut în weekenduri, când școala era închisă. Adică copiii nu erau la școală. Și au căzut tavanele alea peste băncile goale. Data asta au căzut în timpul orelor. 3 copii au ajuns la spital, repet. Mâine, poimine, Doamne ferește, bată în lemn, dar la halul în care arată 90% din școlile din patria noastră, o să mai cadă un tavan. Așa cum au mai căzut până acum. Și vor fi copii sub el. Și s-ar putea să nu mai fie weekend. O să ne intereseze atunci? Sigur că da. O să începem școlile criminale, ca și cu spitalele care au explodat. Da. Nimic nu se mai știe. Nu, ce să mai știe? Unul, ceva, unul. Ne întreceam în metafore. Sănătatea în colaps, sănătatea la morgă, sănătatea pas, sănătatea a bubuit și a bubuit și gata. Oamenii au rămas morți și la revedere nu răspunde nimeni. Unul din cazuri are 21 de morți. Dar vreau eu să te întreb. De bloc. Vreau eu să te întreb, Alecu, că uite sărim de la una la alta. De fapt nu sărim. Trecem oare și cum în revistă ce ne vin în cap acum. Cazuri asemenea cazului Caracal de la care am pornit. A bubuit la Crevedia. Lângă primărie. Primarul zice că nu știa. Dacă era cu capul pe geam, cred că îi zbura peruca. Au murit oameni. S-au dărmat case. Ai mai auzit ceva? Au fost trimiși pompieri la moarte. Există probe. Au fost trimiși pompieri la moarte. Direct la moarte. Au fost răniți grav. Cele mai multe victime sunt din rândul salvatorilor. Da. Intervenția aia, m-am interesat și eu la pompieri mai vechi pe care îi cunoști și tu, prietenii noștri. A fost intervenția cu cele mai... De la Revoluție încoace, deci de 35 de ani, a fost intervenția cu cei mai mulți răniți din rândul salvatorilor. Cred că nici la bătălia din Dealul Spirii n-au fost ația pompieri răniți sau morți în cum au fost la intervenția. Ai mai auzit ceva? Ba mai mult. Aia doi sunt în arest la domiciliu. Sunt în arest la domiciliu, că îi trăgea curentul în arestul de jos de acolo. Acasă poate să închidă termopanele ca lumea. Dar, întreb eu, unul dintre ei s-a îngropat singur, după părerea mea. Dar văd că procurorilor le-a trecut așa, pe lângă urechi. A zis că el în noaptea aia a fost acolo. Așa zis. Eu în noaptea aia, el probabil vrând ca să se scape. Că e tot Caracalul. E tot mafia din Caracal. Și până nu-mi demonstra cine patronează mafia asta din Caracal, nu o să ne lăsă. Chit că ne ies analizele proaste câteodată. Câteodată ne ies bune când ține rânge. Deci, fiul primarului, ce a zis? Nu fiul primarului, nu. Asociatul. Unul dintre cei doi patroni din Caracal au venit și au spus, domnule, eu în noaptea aia am fost acolo. Pă bune, în noaptea aia ai fost acolo? Păi să ne amintim. Exploziile au fost mai multe. A fost prima și după aceea a mai fost o explozie năpraznică care a făcut, de fapt, cele mai multe victime, pentru că veniseră forțele de intervenție la fața locului. Și de acolo, dintre pompieri, dintre...
la orice incendiu de pe planeta asta, dar din țara noastră repere, când vine pompierul la un incendiu, primul lucru pe care îl întreabă, aveți butelie? Aveți centrală cu gaze? Evident. Primul lucru pe care îl întreabă, ca să știe dacă există de oprit, un pericol de explozie. Exact. Dacă există un pericol de explozie sau nu. Ai tu datoria legală, am verificat, să anunți organele, pe cei care vin să salveze, să le spui, tăticu, vedeți că ăla a fost acolo. De ce nu le-a spus că mai este încă o cisternă, cea care a explodat a doua? De ce nu le-a spus că mai există încă o cisternă plină care va exploda sigur în pălălaia aia de acolo? Mai vorbesc de domnul Arafat, nu mai vorbesc de organizarea misiunii în sine. Păi stai un pic, pompierii sunt militari, de azi militari. Militarii când pleacă la acțiune, ei pleacă ca la război, da? Pompierii. Pleacă ca la război. Se face un ordin de luptă. Se știe cine comandă, fiecare ce are de făcut, că altfel se lovesc cap în cap cu furtunele alea, da? Da. În această intervenție militară, deci devine o zonă militară. Nu era niciun responsabil. Nu că, bă da, erau responsabili, peste care a venit un civil, domnul Arafat, și a început să dea ordine. Păi gândește-te că mă duc eu în Ucraina, peste, când era Zalușnei, mă rog, ăsta la altul care e acum, mă duc în Ucraina peste Zalușnei, eu, îmbrăcat în căpacea asta... Ca un general pensionar de la televizor, încep să le spui ce au de făcut. Nu, încep să-i spun lui Zalușnei, bă, stai, bă, prostule, nu mai trage încolo, mă, trage spre Kiev. Și ăla zice, bă, luați-l, săracul, legați-l, că dați-i calmante. Ăia n-au făcut așa. Nu sunt cercetați. Ofițerii ăia care comandau acolo, că au venit comandanți. Da, da. Că în armată e o regulă. De la grad la grad. Întâi se duce caporalul, dacă e nasol, vine sergentul care preia comanda, dacă e mai nasol, vine plotonerul, capitanul, și fiecare preia comanda. A venit colonelul, gata. Peste colonel, n-a mai venit niciun general ca să preia el comanda. Păi colonelii comandau acolo. Că era o zonă de intervenție militară. Ce se întâmplă? Pentru că statul român, ziceți că, a, nu-i nimic, bine că nu s-a întâmplat la noi în curte. Ba, se întâmplă fix la dumneavoastră în buzunare. Pentru că răniții, care au fost trimiși complet aiurea și care primesc fără discuție ceea ce v-am spus eu, judecătorii vor lua în calcul și vor primi despăgubiri, și ce despăgubiri mari. Și despăgubirile alea nu se le plătesc. Nici primarul, nici Arafat, nici nimeni. Le plătește bugetul. Adică telea noi. Adică telea noi. Cu o singură mențiune. Ca să le plătească bugetul, trebuie găsit un factor de stat care să fie incriminat. Păi iată factorul de stat. Milis. Ăsta... ISU nu-i de stat? E privat? Așa s-a făcut și la colectiv. ISU și primăria sector 4, când au fost implicate, s-a... Da, ei ce ISU? S-a rezolvat problema de spăgubire. Păi pompierii nu cred că au dat în judecată explozia. Sau pe aia de li s-au dărmat casele și au murit și ei. Cred că au dat în judecată pe cei care i-au trimis complet aiurea împotriva tuturor regulamentelor și regulilor, că am întrebat și eu, bă, dar cum faceți de stingeți focul? Bă, dacă e foc dintre ăsta la material combustibil, nu-l stingem în niciun fel. Luăm măsuri să-l localizăm, să nu se întindă la ceea ce este în jur și l-așteptăm dracului să se stingă. Nu trimitem oameni să bubuie cu cisterna în brațe. Revenind la Caracal, Alec, că revenim, acum... da. Undeva doi doctori stau și așteaptă. Ia zi, ce mai e cu Caracalul? Dar ce vor să-ți facă? E dureros? Termin. nu-i cuceritor. Te anesteziază sau... Dacă nu. Te doare, mai stai cu noi. Mai stau cu voi. Dacă te doare, lasă-i să aștept. Vor să te chinuie? Sunt dușmanii tăi? Da. Da, da. Uite, lumea spune aici că sănătate domnului Alecu, că îți țin pumnii, că
E sănătos, stați liniștiți. Că... E finalul. Da, deci în Olimpiada, la Olimpiada din vara asta e și calificat Alecu să o să ducă, sigur. La echipa de gimnastică feminină, ca la gimnastică, nu mai contează da. Unde te înscrii. Acum, la... te înscrii și tu la ăștia cu sexul incert. Eu zic în să... Caracal, doamna avocat ridică o problemă care, într-adevăr, nu are o rezolvare. Nu are un răspuns. Nu, nu are un răspuns, nu are rezolvare. Da. Nici rezolvarea nu știm. Păi, dacă nu avem răspunsul, rezolvarea cu atât mai puțin. Deci unde e telefonul? Unde e telefonul? Cine a folosit telefonul? Sunat după ce Luiza Melencu a dispărut? Și Dincă declară că a strâns-o de gât, că ce i-a făcut? Și că i-a pierdut telefonul pe câmp. Și că i-a pierdut telefonul pe câmp. Cine a umblat cu telefonul? Poate l-a găsit cineva. Nu zic că neapărat este legat de cazul Caracal. Poate l-a găsit unul. Ăla care l-a găsit acționează, a acționat până în decembrie foarte bizar. Îi dădea drumul, închidea. Eu aia să zic. Nu i-a scos cartela să o arunce să folosească aparatul. L-a deschis doar ca să sune la căsuța poștală și nu să dea telefoanele în interesul lui, că nu știu. Căsuța poștală a deschis-o ca să vadă cine o caută pe Luiza Melencu. Da. Nu? Deci era cineva interesat de persoana ei, care știa și parola la telefon, care era și interesat cine o caută. Deci nu cred că era un cioban care a trecut cu oile pe acolo și a zis, iată telefonul. Doamne-s mulță. Eu zic să încheiem aici, nu încheiem dosarul, aici încheiem emisiunea de astăzi. Încheiem doar o ediție. Doar o ediție, vă mulțumim frumos. După cum ați auzit, prietenul și partenerul meu din podcast, Alecu Racovicianu, nu mai are decât o singură întâlnire cu doctorii. Să sperăm că este ultima... Și de la revedere, e de la revedere. De la revedere, nu este de ultima întâlnire, asta vreau să spun. Deci cei cu care se întâlnește nu sunt legiști. Nu. Așa. Și că data viitoare... Culmea, eu am început de la legiști. Am început cu legiști. Da, știi ce e nasol? Că unii sfârșesc cu legistul. Aia da. Dar eu am început cu legiști. Ai fost prevăzător. Ce să vă zic? Râdem, dar facem haz de necaz. Lucrurile sunt mai grave decât ne putem închipui. Sigur că este și un Fierbinte. Odorheiu Secuiesc... Tavanul de școală ne demonstrează că nu am reușit să le lăsăm copiilor noștri un prezent sigur. Că și despre viitor... Nici nu vreau să mă gândesc. Nu vrem să ne gândim. Că începem ca asistenta aia care mi-a adus analize. Nu mai opream. Am crezut că are un necaz în familie. Ea nu. Se mai uita pe analize, mai descoperea. Știi că scrie acolo. L-B-H-H, L. Da. Să mai uita pe LBH-ul ăla, obușea iar plânsul. O mai linșeam, doamne, aveți probleme cu copiii, cu soțul, cu părinții, cu... Nu, dar vedeți aici, ce? LDH. Așa, și... O fi avut pe cineva în familie LDH. În loc de la revedere, intră asistenta în... camera bolnavului, iar arată analizele astea, zice, analizele dumneavoastră nu sunt bune, sunt gustoase. Ce înseamnă să umbli pe spitale, da? Alecule, să te faci bine repede săptămâna gata, viitoare. Eu-s bine de acum. Să te vedem apt combatant, funcționând 100%. Sunt super bine. Și eu am zis că mă duc la service, o-i vedea ce iese. Mulțumim frumos, oameni buni. Nu vă luați după noi. Luați-vă doar după ce vă spunem. Și după ce vă spunem serios. Că mai și glumim că altminte am luat o raznă. Ne revedem nu marțea asta care vine, ci marțea viitoare. Ne revedem de câte ori? Orele 12. Ne revedem când o da Dumnezeu. Sigur că dacă se întâmplă ceva grav, o să ne vedeți aici. Cu bine.